Liceele din județul Suceava, care au în oferta de școlarizare specialități la filiera vocațională, au scos la concurs 480 de locuri pentru anul școlar 2023-2024. Este vorba despre 5 unități de învățământ liceal din județ, unde admiterea în învățământul liceal vocațional va începe peste 3 săptămâni. Elevii din clasa a 8-a care se înscriu în competiție vor susține probe eliminatorii, prin intermediul cărora le vor fi testate aptitudinile. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, profilul pedagogic, a scos la concurs 2 clase la specializarea învățători-educatori și o clasă la specializarea educator-puericultor. Cultor, fiecare a câte 24 de locuri. Colegiul de artă Ciprian Porumbescu Suceava are în program formarea a 4 clase de a noua la profilul vocațional, fiecare cu câte 24 de locuri la specializările muzică, arte plastice și decorative, arhitectură, arte ambientale și design, precum și conservare, restaurare, bunuri culturale. La liceul cu program sportiv, specializarea instructor sportiv, sunt disponibile un total de 120 de locuri în 5 clase, 2 de fotbal, 2 mozaic și una de handbal. Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei Suceava organizează admitere pentru o clasă cu 24 de locuri la specializarea teologie ortodoxă. Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung Moldovenesc, are disponibile 168 de locuri la specializarea matematică-informatică cu predare în regim intensiv la limba engleză. Aici, procesul de admitere este deja în desfășurare, candidații înscriși trecând deja de etapa selecției și cea a examinării medicale. Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini se va face în zilele de 15 și 16 mai, iar desfășurarea probelor va avea loc între 17-19 mai, urmând ca elevii să afle rezultatele pe 22 mai. Admiterea în clasa a noua în licee se va face la data de 19 iulie, ca și anul trecut, prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor candidatului.